Bună ziua, numele meu este Daniela Efrem. Astăzi vom vorbi despre triunghiul dreptunghic. Triunghiul dreptunghic este triunghiul care are un unghi drept. În figura ABC, unghiul A are măsura de 90 de grade, triunghiul este dreptunghic. Laturile care formează unghiul drept se numesc catete. În figura noastră, unghiul A are 90 de grade, AC și AB sunt catete. Latura opusă unghiului drept se numește ipotenuză. Latura opusă unghiului A este BC, deci BC este ipotenuză în triunghiul ABC. Ne aducem aminte că într-un triunghi dreptunghic, unghiurile ascuțite sunt complementare. Măsura unghiului B plus măsura unghiului C este egal cu 90 de grade. Dacă într-un triunghi unghiurile ascuțite sunt complementare, triunghiul este dreptunghic. Observăm că latura cea mai mare este BC-ul. Într-un triunghi dreptunghic, fiecare catetă este mai mică decât ipotenuza. AC este mai mică decât BC și AB este mai mică decât BC. Dacă într-un triunghi dreptunghic avem un unghi ascuțit cu măsura de 30 de grade, atunci lungimea catetei opuse acestui unghi este jumătate din lungimea ipotenuzei. Haideți să demonstrăm împreună acest lucru. Putem duce de simetricului B față de A. Avem AB congruent cu DA. Comparăm unghiurile KAB și KAD. AB congruent cu AD. Măsura unghiului KAB este egal cu măsura unghiului KAD și egal cu 90 de grade și CA este latură comună. Rezultă, conform cazului de congruență catetă-catetă, triunghiul KAB congruent cu KAD și obținem că CB este congruent cu CD, adică triunghiul CDB este isoscel și unghiurile BCA și DCA sunt congruente și fiecare au măsura de 30 de grade. Rezultă că unghiul BCD, care este compus din unghiul BCA plus unghiul DCA, este egal cu 30 de grade plus 30 de grade, adică 60 de grade. Adică triunghiul DBC, care este un triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade, este triunghi echilateral. Și obținem că A este mijlocul lui DB. Deci, am obținut că cateta opusă unghiului de 30 de grade, adică AB, este jumătate din CB. Dacă triunghiul ABC este dreptunghi cu măsura unghiului A de 90 de grade, segmentele CA, BA și AD sunt înălțimile triunghiului, iar punctul A este ortocentrul acestuia. Catetele unui triunghi dreptunghic sunt înălțimea ale triunghiului. Ortocentrul triunghiului dreptunghic este vârful unghiului drept al triunghiului. Dacă A este ortocentrul triunghiului și AD înălțime, proiecția punctului A pe ipotenuză este punctul D. Obținem că proiecția lui AB pe BC este DB și proiecția lui AC pe BC este DC. Observăm în figurile date triunghiuri dreptunghice. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!